Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat faptul că Partidul Social-Democrat rămâne consecvent și consideră că soluția unui guvern minoritar este o greșeală foarte mare. Nu știu ce au hotărât liberalii și nici nu mă interesează în mod deosebit. În schimb, Partidul Social-Democrat rămâne consecvent și consideră că soluția unui guvern minoritar este o greșeală foarte mare și noi nu putem susține așa ceva. Când ai de-a face cu 4 crize, economică, sanitară, socială, politică, nu poți trece prin aceste crize cu un guvern minoritar. Îți trebuie un guvern stabil, cu majoritate în Parlamentul României, a afirmat Marcel Ciolacu. Partidul Social Democrat își asumă și în această criză să intre la guvernare. Vom vedea înspre ce direcție duc lucrurile. Am constatat că după încă 10 zile de criză, anumiți lideri politici au spus clar că nu poate să treacă prin Parlament un guvern minoritar. Lucru pe care noi îl spunem de la începutul crizei, că indiferent dacă este un guvern USR, PNL, PSD, România nu are nevoie în acest moment de un guvern minoritar. Toate scenariile rămân deschise în continuare și cred cu tărie că întoarcerea la popor este cea mai corectă. Vorbesc la telefon cu toți actorii politici care pot ajuta ieșirea din această criză și să ne întoarcem la problemele adevărate ale României. Eu am certitudinea că în acest moment a realizat toată lumea că trebuie să ne întoarcem la adevăratele probleme ale României. Marcel Ciolacu a mai precizat că nu se mai poate rezolva o criză, se merge la anticipate, te întorci la popor și se dă votul.